Apropo de Facebook, voiam să vă întreb că vă urmăresc, da, la fel ca mulți alți jurnaliști. Cum este să fii un primar popular? Că am văzut că sunteți foarte popular pe rețelele de... Care este secretul? Nu știu, eu nu merit acea popularitate decât la nivel de intenții, că până acum am stat în birou și am planificat. Cresc capacitatea administrativă, găsit oameni de calitate, cu experiență, să fac o direcție de fonduri europene ca să tragem fonduri, planificare strategică și bugetară, operațională, operațiuni. Și acum am pus bazele, ca să zic așa, pentru ceea ce urmează. Că nu arată fundamental diferit după această iarnă sectorul 6 cu mine raportat de la ceea ce era până acum. Și să fiu sincer cu chestiunea aceasta. Oamenii probabil că văd autenticitate și văd că chiar cred în chestiile astea și le fac din convingere și că nu mă interesează altceva decât după ce termin acest mandat să plec cu conștiința în păcate că am făcut ce ține de mine ca să fie lucrurile mai în ordine. Nu după acest mandat, sau după următorul mandat, pentru că voi fi evaluat în funcție de cum o să performez. Am văzut că le și răspundeți oamenilor, chiar dumneavoastră, nu? Le răspundeți le răspund pe Facebook. Dacă tot vin să vorbească cu mine, le răspund și e mult mai ușor să îi lămuresc. Sunt și foarte multe confuzii. Da, sunt confuzii. Oamenii nu știu ce servicii țin de primăria capitale, ce servicii țin de primăria sectorului 6. Nu știu. Celebra termoficare, vă referiți termoficarea, de exemplu. Nu știu ce străzi țin de primăria capitale, nu știu ce străzi țin de primăria sectorului 6. Bulevardele mari, pe acolo când merge STB, țin de primăria capitale și mă întreabă lumea, domnule, de ce stația aia STB în halul în care e? Păi, nu știu de ce este în halul în care e, că eu am tot anunțat la primăria capitalei astfel de probleme, dar nu e nici treaba primarului să știe care amănunt. E treaba managementului de la STB. Managementul de la STB încă nu s-a schimbat. Este tot fostul management. Și atunci nu prea ai cu cine să vorbești. Da? Deci, există această confuzie, inerție, într-adevăr. Există această inerție și ea va fi la fiecare schimbare de mandat. Deci această inerție ca lucrurile să se schimbe greu, cei vechi care n-au performat să prind cu ghearele de funcții, am și păgari. Îi știe toată poliția locală pe unul dintre ei. Sunt, cum să zic, acum sunt, domne, modele de etică și de profesionalism. Da? Și mai... Și te aștepți ca măcar să aibă bunul simț, să nu iasă în față și să... Dar nu. Așa sunt oameni. Da? Adică îi știu toți pe unde s-au luat. Am zis, domnule, eu nu pot să dovedesc la mulți că ați luat șpagă înainte, dar se știe, pentru că mi s-au spus. Dacă vă mai prind pe vreunul pe mandatul meu că iau o șpagă și eu vă aflu, eu vă duc de mână la DNA. Unde să fie foarte clar. Pe unde se iau șpăgi? Pe unde se iau șpăgi? La autorizații comerciale, la disciplina în construcții. În zonele alea se iau de obicei șpăgi, nu? Alea care sunt aproape de mediul privat, care nu vrea ca să stea la coadă și vrea sau să respecte regulile și vor ca să obțin dispense. Bun, și cum o să-i monitorizați, să zic așa? Fac o direcție antifraudă. Peste vreo 5 luni, că acum de-abia am schimbat organigrama și n-am avut capacitatea să o prindem acum. Și sper ca să învie și DNA-ul, sper să învie și ANI, sper să învie instituțiile care au fost parchetele, care au fost special pentru așa ceva inventate. Că să fii primar, să faci, nu știu, să te ocupi și de piețe, te ocupi și de școli, te ocupi de străzi, te ocupi de parcuri, te ocupi de aspectul cultural, te ocupi de toate, mai să faci și anticorupție, în timp ce ai instituții specializate și tot primarul trebuie să vadă, să-i urmească pe fiecare ce fac. Pentru că instituțiile poate nu funcționează, păi nu funcționează la puterea la care ar trebui să funcționeze în România, nu? Ar trebui să funcționeze la o altă putere.